Sper că mă vedeți în regulă. Am zis să schimb așa un pic unghiul de filmare. Suntem aici în dormitor, din câte puteți vedea. Și de obicei filmam exact cu geamul în față, dar am zis să schimb un pic de data asta și am mutat așa un pic trepiedul. Am aici un smoothie și vreau să vă zic că ador paiele astea de sticlă. Deci mulțumesc din suflet că mi-ați recomandat să le iau. Ador să beau cu ele. Și le spăl super ușor. Și mi-am făcut smoothie nu doar pentru că îmi place și era timpul pentru gustare, ci și pentru că am gâtul foarte uscat și știu că voi vorbi mult clipul acesta și am zis că cel mai înțelept ar fi să am ceva de băut. Și cum eu cu apa nu prea mă înțeleg, deși am și apa aici, am zis că cel mai bine fac un smoothie care e așa foarte lichid, e cu suc de ananas și e foarte gustos. Acum am dat seama că am aerul pornit pentru că e foarte cald, dar cred că o să se audă în clip. Așa că îl voi închide și să înceapă căldura. Și să începem și noi clipul. Așa cum zic, cred că în fiecare clip de Empties s-au adunat aici foarte multe produse și era nevoie să filmez. Uitați ce e aici. Foarte multe lucruri sunt și nu fac clipul ăsta lunar, dar încerc să-l fac la o perioadă. De obicei, atunci când sacoșa pe care o aleg să fie folosită ca sacoșă de produse terminate se umple și da, văd foarte multe produse aici, produse care mi-au plăcut, unele care nu mi-au plăcut, unele de care nu mi-amintesc, dar hai să vedem cum funcționează imaginația, memoria mea de fapt. Pe parcursul acestui clip, micuții și aici, care e foarte agitată și, Doamne, deja se simte căldura. Bun, hai să începem. Așa, am terminat acest tratament de la Milkshake Integrity Repairing Hair. Cred că l-ați văzut în ultimul clip de favorite, dacă nu mă înșel. Niște fiole ce repară părul, fiole cu proteină pe care vi le recomand. E un tratament care costă 100 și ceva de lei, 150 de lei, cred. Și chiar mi se pare că mi-a ajutat părul. Nu se folosește în loc de mască, se folosește în combinație cu aceasta, dar pentru mai multe detalii vă recomand să mergeți la clipul meu pe care l-am făcut, în care le prezint, unde am mai multe produse de la Milkshake. Este clipul în colaborare cu Salon Provider. Ok? Mai departe, am terminat, finally, acest produs de la Bioderma, care este uleiul de duș Atoderm, uleiul Ultra Nourishing Anti-Irritation Cleansing Oil, un litru de ulei pe care l-am luat de pe Notino, care m-a ținut, cred că de prin octombrie până acum, de jumătate de an și pe ultima 100 de metri m-am plictisit de el. E un produs plăcut, nu e cel mai fain ulei de spălat pe corp pe care l-am folosit vreodată, clar am avut uleiuri mai faine, până și cel de la Paleia cred că îmi place mai mult pentru că e mai consistent, cel de la, care mai erau faine? Tezorii de Oriente e mult mai bun ca acesta și sunt multe uleiuri faine, dar acesta costă 60 de lei și nu este destinat să-ți ofere o experiență așa de spa, ci este mai mult destinat să te ajute în caz că ai pielea foarte uscată și îți dorești să te speli pe piele fără să simți că s-a uscat excesiv și uite, protejează bariera pielii, așa promite acest produs. Eu știu că ăsta se folosește la bebeluși. Așa. Am terminat finally crema de la CeraVe pe care nu o să o mai recumpăr niciodată, sper eu din suflet. E o cremă extrem de plictisitoare, nu mi se pare că face nimic special, nu hidratează extraordinar de tare, nu face absolut nimic, nu-mi place nici felul în care rămâne, că aplici oricât de multă sau puțină, cumva pielea rămâne cumva mată, are un strat pe deasupra, dar nu e hidratată, nu știu, nu-mi place, e super boring. Mi-am amintesc că atunci când am luat-o aveam așteptări foarte mari și îmi doream să o aplic și pe față și pe corp și pe călcâie și să-mi facă pielea super faină, dar din păcate nu face treaba asta. Nu înțeleg de ce toată lumea este atât de încântată de ea. Pentru că mie una chiar nu-mi place. Așa, am terminat acest Intimate Wash Bella Sensitive, care mi s-a părut ok, drăguț, nu știu, n-am vreo părere despre el, nu mi-a cauzat probleme. Am terminat crema de corp de la Yves Rocher, aceasta cu mango și coriandru, trebuie neapărat să cumpăr gelul de duș din gama asta, tot uit. Cremele de corp, de fapt, loțiunile de corp de la Yves Rocher nu sunt nici foarte hidratante, nici foarte, adică nu sunt nici degeaba. Mirosul e foarte plăcut, e o cremă chiar lăcuritoare pe care mie îmi place să o aplic, mai ales atunci când
ies din duș, afară e cald, e un produs foarte bun. Eu vă recomand să vă luați o cremă din asta, vedeți cu ce aromă vă place. Sincer să fiu, următoarea dată când o să-mi cumpăr produsul ăsta, cred că aș vrea să-l cumpăr cu aroma de zmeură și mentă, cred că e. Că parcă la Diana am mirosit varianta aceasta și mi s-a părut foarte, foarte faină. Da, mie îmi plac cremele astea, chiar îmi plac. Așa, am terminat uleiul de la Nivea, uleiul de machiant, care este acesta. Momentan am alte produse în baie, deci nu-l voi recumpăra deocamdată, dar știți că este printre produsele mele preferate de demachiere. În general, uleiurile sunt așa, dar ăsta de la Nivea costă 20 de lei și, sincer, sunt foarte încântată de el. Avem și gelul de duș pe aici. Dove Nourishing Secrets Limited Edition Suiting Summer Ritual. Îmi amintesc când am luat gelul ăsta de duș, a fost o cumpărătură impulsivă. L-am luat din Penny, îl văzusem la ceva reducere, 10 lei era, și am zis... hai să-l iau. Nu mai știu dacă era vară sau nu, probabil, dar nu mi-a plăcut deloc. Mi se pare că nu curăța deloc bine, în sensul că, pe lângă faptul că avea o textură așa ușor transparentă, verzuie, mă rog, culoarea era verzuie, nu textura, nu curăța, într-adevăr n-are sulfați, și să vă zic exact la ce mă refer că nu curăța, cum îmi dădeam eu seama, după ce făceam duș, îmi simțeam sub brațul încă încărcat de deodorant și încă simțeam mirosul deodorantului, lucru care nu se întâmplă în general, se întâmplă doar cu gelurile de duș proaste, n-are legătură cu deodorantul, dar da, până la urmă l-am folosit ca să curăț litiera. Dacă ați mai văzut măcar un clip de Enti de la mine, știți că asta este modul meu de a pedepsi gelurile de duș care nu-și fac treaba. Le folosesc să curăț litiera. Acest gel de duș de la Dove, în schimb, mi-a plăcut foarte tare. Este Hydrating Care, care e varianta cu aloe vera. L-am luat pentru că, cred că Andrei l-a vrut pe ăsta, că a zis că îi plac astea de la Dove. Și, într-adevăr, e un gel de duș foarte bun. Miros ok, miros foarte plăcut, universal, femei, bărbați, nu contează, orice v-ar plăcea sau nu v-ar plăcea, ca și miros mă refer, o să fiți încântate de mirosul acesta. Mă uitam că e Leo în spatele meu și privește foarte creepy către ușa care e închisă și eu sunt singura acasă și-s paranoică. Da, bun, foarte bun acest gel de duș. Chiar ar trebui să-l cumpărăm pe ăla cu castravete, cred că ăla e foarte fresh și mișto de vară. Ar fi mișto să aibă mai multe branduri, geluri de duș cu pepene galben. Oricum sunt obsedat de pepene galben și limonada asta, doamne, smoothie-ul ăsta are pepene galben în el, obsesed. Am terminat acest mousse exfoliant pentru față și corp, dar eu îl folosesc doar pentru corp, de la Lotus Cosmetics, care se găsește în Kaufland. Îmi plac aceste exfoliante de corp, îmi place și ăsta cu zmeură. Îmi place și... vai ce urmă miroase acum, vai ce urmă miroase acum, de ce l-am mirosit? What the fuck? Dar de ce? Că l-am terminat acum vreo 2 săptămâni. În fine, mai îmi place și cel cu floarea aia. Magnolie, cred. Dar nu vă recomand să luați unturile de corp din gama lor. Am unul chiar aici. Stați așa. Nu-l luați pentru că este ulei de cocos cu ceva în el. Și nu vi-l recomand pentru că vă dați cu el și ca și cum v-ați dat cu ulei pur de cocos. Și nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine e foarte enervant când e cald afară să mă dau cu așa ceva. Toată mă lipesc. Nu-mi place, dar exfoliantele îmi plac. Opa! Am terminat și acest... mereu uit cum se... balsam. Cred că e balsam de corp de la Dove. Dove Derma Spa Beauty Sleep. Am fost nebunită când am văzut acest produs pe Parfumo. Parcă l-am ales când am colaborat cu ei la un moment dat. Midnight Melting Body Balm. For... mă rog, ei spun aici că îl folosești noaptea și te trezești a doua zi dimineața cu această piele absolut superbă. E adevărat. Este un produs cu o textură foarte interesantă. E... are un miros destul de puternic, dar e plăcut. E suportabil. Și e cumva derivat din mirosul clasic de la Dove, din original. Miros original. Fix așa se numește. Deci este... are într-adevăr textură de balsam slash unt, e destul de gros, vi l-am prezentat și prin clipuri de favorite pentru că mi s-a părut genial. Acum cât e cald, nu l-ați suportat pe piele, poate, nu cred că l-ați suportat pentru că ați simțit cum transpirați cumva sub el și n-ar fi foarte plăcut, dar pe timp de iarnă sau ca și cremă de mâini, wow, este minunat, e senzațional, e genul de produs care dacă îl aplici, uite acum am mâinile super uscate și văd că mai am puțin produs. Când îl aplici, simți pur și simplu că pielea ta, adică că i s-a schimbat textura, că a primit așa niște hidratare deodată, așa, a absorbit apa și e mai elastică pielea, nu știu cum să vă explic. Uite, și îl întind, e atât de plăcut. Uite, genul ăsta de textură, mă așteptam să aibă produsul de la CeraVe. O cremă din asta simplă, care să fie...
să facă, frate, diferența și vai ce bine se simt mâinile. Da, este cred că cea mai bună cremă de mâini pe care am folosit-o vreodată. Chiar dacă nu e o cremă de mâini, eu așa am folosit-o, mai ales în ultimul timp, ca să o termin, pentru că devenise mult prea cald. Ah, și o mai aplicam pe tălpi. Și acolo ajută foarte tare, dar da, produs foarte fain, formează o peliculă, dar nu e o peliculă care doar stă pe piele, ci simți că și intră. Mi-am șters un pic degetele cu smelunice produsele. Mai departe, am aici niște deodorante din ce văd, Dove Original, mi-a plăcut. Am început să folosesc variante de spray pentru că astea care sunt rolon, se numesc? Cu rolă, care sunt umede, din păcate nu mai îmi plac. Nu prea mai funcționează pentru mine. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să folosesc din astea, spray pentru că nu se poate altfel. Deși mă simt foarte vinovată pentru că știu că sunt rele pentru mediu. Deci l-am pe acesta original și pe acesta cu pară. Amândouă mi-au plăcut. Pe ăsta le iau atunci când vreau o aromă neutră, nu mă interesează neapărat de miros, vreau protecția. Iar pe ăsta îl cumpăr atunci când vreau ca și deodorantul să dea așa o aromă, să mă parfumeze. Și acesta cu pară. Vai, atât de frumos miroase, deci... Și mă amintește de perioada facultății. Mi-e foarte, foarte drag să mai luăm o gură de smoothie. Apoi, un alt scrub de corp pe care eu personal nu pot să zic că îl recomand. Este acesta de la Jaya, Marshmallow. Da, nu îl recomand pentru că... Nu prea face nimic. În sensul că... Stați să vă explic. Deci... E prostut din toate punctele de vedere. În afară de miros, care e simpatic, miroase înghețată de fructe de păduri. Foarte drăguț mirosul, dar nu exfoliază prea bine. Adică e genul de exfoliere pe care poate să-ți dea și un gel de duș din ăla care are câteva particule aruncate așa prin el, deci cam așa ceva. Nu e exfoliere, wow, nu m-a impresionat. Apoi, este un produs extrem de dens, de gros. E, cred că e și în ulei. Are, deci are ulei, are ceară și are și ulei, da, un ulei mineral, practic, este acest produs, acest scrub. Zahăr, ce e? Cred că din zahăr este, dacă nu mă înșel, sper că e din zahăr, sper că nu are microplastice, care ar fi fost foarte stupid. Așa, deci, practic, produsul este un ulei, dar nu e un ulei luxurios, care să-ți rămână așa pe piele, un ulei simpatic de la pe care să-l adori. Nu, frate, e un ulei antipatic rău de tot, care rămâne pe cadă, care se ia extrem de greu de acolo, trebuie să freci cu peria, pentru că odată ce s-a prins de cadă, devine situația foarte lipicioasă și alunecoasă și cumva îl muți dintr-o parte în alta. Foarte neplăcut, ca să nu mai zic pe piele. Încercam să-l folosesc înainte de gel de duș, ca după aia să pot să-l spăl cu gelul de duș, dar tot nu se lua tot. Mi-amintesc momentele în care l-am folosit după gelul de duș și ieșeam din cadă, mă ștergeam cu prosopul și pur și simplu eram toată foarte... Era o senzație bizară. Sunt și produse din astea scrub-uri care au un ulei, frate, cu bun simț, care rămâne pe piele, dar nu să te nebunească cum e aici. Dar ăsta nu, nu vi-l recomand, nu mi-a plăcut. L-am terminat pentru că l-am folosit... cu generozitate ultimele două dăți și l-am folosit foarte mult pe tălpi, deci folosindu-l așa în cantități mici când făceam baie, nu se mai prindea așa mult de cadă, dar ultima oară, hai de mine cât m-am enervat și a fost foarte mare distracție când am spălat cada și dai acolo, freacă, spală bine. Oh. Așa, amândoi am terminat acest Oxygenating Cleansing Foam, o spumă de curățare pentru față de la Yves Rocher, care ne-a plăcut, curăța bine, nu era nici hidratantă, nici nu usca, e pentru ten normal spre combinat, nu știu, nouă ne-a plăcut, și nu are sulfați, by the way, nouă ne-a plăcut, ne spălam cu ea, nu, e un produs, e simpatic, chiar e simpatic și nu neapărat că aș cumpăra, e ok. Am aici Olaplex numărul 3, pe care l-am terminat și chiar când am început să folosesc K18 pe păr, mi-am zis perfect. Mai ales că am văzut comparații între produsele astea, între Olaplex și K18 și mi-am zis, nu o să mai cumpăr niciodată Olaplex pentru că K18 îmi place foarte tare și se ocupă de reconstrucția firului de păr, umblă acolo pe la... keratină, pe la fibri, nu, pe la cuticulă, pe la unde umblă ele, nu mă pricep. Deși am studiat subiectul, dar nu vreau să intru acum în amănunte, că nici pot să zic că sunt neapărat foarte tehnică, ca și persoană. Dar, da, cumva mi-am zis că eu dintre cele două îl aleg pe K18, dar acum mă gândesc că poate n-ar trebui să fiu atât de
radicală în decizii și să le folosesc pe ambele. Chiar dacă acesta se clătește de pe păr și acela rămâne, ăsta fiind un aspect important dacă e să le comparăm pe cele două, cred că combinate n-au cum să facă decât bine. Chiar văzusem un clip în care o fată povestea cum ele acționează în straturi diferite ale părului, adică deși au oarecum într-un fel același rol și același efect, ele fac chestii diferite și keratin umblă în profunzimii firului de păr. Și eu la Plexu face chestia asta, dar nu atât de adânc, să zic așa, cum face K18. Deci cred că o combinație între Olaplex și K18 n-are decât să facă bine părului. Așa că așteptați-vă să mai vedeți acest produs la mine. Oricum, momentan mai am de la Olaplex un produs, l-am pe numărul 6, care este un leave-in treatment pe care îl aplic după ce mă spăl pe cap. Am terminat această apă micelară de la Garnier, pe care știți că o cumpăr și o recumpăr și o recumpăr. Îmi place și în momentul ăsta o am în baie, apă micelară bifazică. Am terminat gelul ăsta de duș de la Tesorii d'Oriente. L-am folosit ca să fac spumă în cadă și ca să spăl litiera, pentru că nu prea mi-a plăcut mirosul. Consistența e senzațională, dar nu mi-a prea plăcut mirosul, nu știu, nu... Chiar nu. Oficial s-a umplut noptiera mea cu produse terminate. Oh, nu, începem să dăm de chestii lipicioase. Sensational! De la Sabon am terminat acest ulei de duș. Este primit în cadou de Crăciun de la Nico. Din păcate, mie nu mi-a plăcut mirosul acestei game. Ea mi-amintesc că mi-a zis că îi se pare că miroase a Crăciun. A Crăciun și a ceva prăjitură, parcă mi-a spus, nu mai știu. Mie nu-mi place cum miroase. Mi se pare că miroase ulei esențial de portocală. Eu nu mă nebunesc după chestia asta, dar consistența foarte faină. Deci un produs luxury. Mi-a plăcut, ce să zic. Și am mai avut un produs în această gamă. Doamne ferește, este Susan. Deci pe acest produs este Susan. Cred că în sacoșa asta a fost pâine înainte sau ceva. Păi de mine, ce nașpa. Da, acest body scrub. Păi, dar nu mai țin minte cum a fost ăsta. Așa e tot timpul în empties. Cu cât mă apropii de finalul sacoșii, cu atâta sunt produse pe care le-am terminat acum ceva timp. Vai, și nu mai știu. Parcă era un scrub pe bază de sare, da, uite. Același miros, nie, dar nu mi s-a părut extraordinar. Adică nu mi se părea că exfolia, cine știe ce. Eu prefer oricum scrub-urile pe bază de zahăr. Astea pe bază de sare nu mi se par așa wow. Depinde de preferințe. Am terminat și acest produs senzațional. Bete Body Works Sweet Cinnamon Pumpkin. Un gel de duș, un săpun de mâini, fai, lux. Lux, stați să-l mai miros o dată. Sper că ăsta nu și-a schimbat mirosul. Nu, încă miroase bine. Vai, ce frumos miroase, vai, ce dragă mie. Și mi-amintește de când ne-am mutat împreună. Eu și Andrei, acum câteva luni. Că atunci l-am desfăcut. Foarte drăguție. Da. Am terminat această cremă de corp de la Balea, care este genul de cremă cu care te dai după ce te epilezi pe corp și vrei ca, nu știu, pielea ta să nu se evite. Eu având probleme cu acest lucru. Ulei de la Balea, de corp. Foarte mult îmi place, 5 în 1. Uite, chiar aseară m-am dat cu ulei de corp. Ulei de corp pe corp. Pe acesta l-am aplicat. Aveam chef să... Adică simțeam nevoia de un ulei, dar nu voiam ceva să fie foarte gros, foarte enervant, pentru că e foarte cald, evident. Micuța tentează să atace cevețele dintr-un anumit motiv. Și eu de obicei când aplic ulei, aplic, frate, deci aplic, pun mult. Dar am zis, hai să aplic puțin din uleiul ăsta de corp și am aplicat genul și două pompițe pe o mână, două pompițe pe altă mână și 4-5 pompițe pe fiecare picior. Să știți că pompița scoate puțin produs. Și eu, în general, aș fi aplicat, nu știu, câte 10 pompițe pe fiecare picior, sau adică mult mai mult. Și am aplicat puțin, a fost un pic mai, nu neapărat greu de întins, dar nu simțeam că întind așa o bogăție de ulei și că m-a sens pielea, dar să știți că îmi place cum s-a simțit, nu m-a incomodat, mi s-a părut ok și m-am trezit cu pielea faină. Deci, da, se pare că atunci când îmi aplic ulei de corp, nu este neapărat să-mi aplic foarte mult. Aplauze! Am terminat acest produs de la Viorica, crema de noapte ultra hidratantă. Nu că nu mi-a plăcut, dar mi s-a părut foarte mech și începusem să o folosesc pentru gât, vă povesteam eu în rutina de îngrijire a tenului. Și am terminat-o finally! Doamne, cât mi-a luat! 50 de mililitri, cât are asta? Da! Doamne, finally! Ce bine! Așa, am terminat acest perfumed body lotion și acest perfumed bath and shower gel de la Versace Bright Crystal, unul dintre parfumurile mele preferate și vine vara acum.
și deja am început să-l port și-l ador. Mi-au plăcut foarte mult și aceste două produse, au venit în set cu parfumul și mi-au plăcut, pe lângă mirosul, care este mirosul parfumului extraordinar, mi se pare mirosul, mi-au plăcut și ele în sine, ca produse foarte bune, chiar o calitate mișto. Această loțiune de corp îmi plăcea cum se întindea și cum lăsa pielea, foarte drăguț. Și gelul de duș și el mi-a plăcut, mi s-a părut foarte sportiv, mi-a ajuns la multe dușuri acest gel de duș, pentru că o cantitate mică ți ajungea, făcea spumă suficientă și ți ajungea și mai și rămânea mirosul pe piele după duș. Deci foarte mișto, îmi pare tare rău să-l terminat. Arunc acest Hello Good Stuff Primer Serum, care are squalan și nu mai știu ce, pentru că am senzația că acest produs îmi cauza borbonele pe față, mă irita, așa că m-am oprit din a-l folosi cam pe la jumătate sau nu, chiar jumătate, dar oricum, văd că s-a și uscat produsul în el. Mi-a plăcut cât timp l-am folosit, dar după aia, pe final, nu știu ce s-a întâmplat. Am terminat acest parfum, Eau de Toilette for Her, de la Oriflame, dar nu mai știu cum se numește. Știți că aveam eu două, ăsta pe verde și încă unul pe roz. Le-am de ceva timp și le foloseam foarte mult vara, primăvara, niște mirosuri foarte light, foarte plăcute, care din păcate nu rezistă, adică genul de parfum pe care le dai și în 5 minute tu nu mai simți nimic și în un sfert de oră nu mai simte nimeni nimic, adică nu-i că te-ai obișnuit tu și nu mai simți, chiar nu mai miroase, adică nu mai, nu. Dar chestia e că mai aveam puțin în fiecare și nu prea mai venea să mă dau cu ele, mă mai dădeam prin casă, dar la un moment dat mi-a venit mie genială idee să parfumez prin casă cu ele, adică să le folosesc ca parfum de cameră, astfel încât să le folosesc, să mă bucur de beneficiile lor, să nu fac un compromis gen hai că azi mă dau cu el de 5 minute, nu mai mirosa nimica, și așa am reușit să-l termin pe ăsta și cel roz, ce să vedeți, își face treaba în continuare și urmează și el să fie băgat la empties. O, Doamne, Mario Badescu Seaweed Night Cream, chiar astăzi mă uitam pe Notino să văd exact dacă mai e crema asta sau ce variante de creme mai au cei de la Mario Badescu pentru noapte, pentru că asta mi-a plăcut foarte tare, s-a terminat în urmă cu ceva timp. Una dintre cele mai bune creme de noapte pe care eu le-am folosit vreodată pe tenul meu, făcea o super diferență, îmi dădea un efect senzațional, dimineața tenul meu arăta foarte bine și știu că am mai primit mesaje de la voi că, Mario Badescu, mie îmi place, mi-a plăcut ce efect mi-a dat și... nu știu, eu personal pot să zic că recomand această cremă, chiar mi-a plăcut. Și aș fi curioasă să testez și alte produse din gama lor. Am văzut că au tot felul de creme de ochi, ce-am mai văzut. Și spray-uri din astea foarte interesante, care cred că spray-urile sunt cele mai populare, sincer. Da, în fine, ideea e că mie mi-a plăcut această cremă și, sincer să fiu, mie dor de tânjesc după ea. Acum, pauză de smoothie. Ia uite-ți, Leo, cum se spală în spatele meu. Și micuț care, în continuare, vrea să facă ceva cu șervețele, dar nu știu ce. Super, sunt plină de chestii pe mâini. Hai că mai avem câteva produse și gata acest clip. Crema contur ochi de la Apitera. E a doua oară când am această cremă și o cremă ok pentru zona ochilor. Nu e nimic wow la ea. După ce o folosesc puțin, încep să mă plictisesc de ea, nu știu ce se întâmplă. Dar e o cremă bună, adică își face bine treaba. Nu e wow, nu e extraordinară, nu observ ceva. Dar își face bine treaba. Na, de asta am avut-o de două ori. În prima oară am primit-o, dar a doua oară am cumpărat-o. Așa, pe aici am mai multe seruri. O, și am și un produs interesant de care vreau să vă povestesc. Îmi pare rău de susanul de pe ele, deci nu știu ce se întâmplă. Am aici Unique Noni Light Oil Serum. Un ser care... păi, a fost ok. Zic că e un ser care are ulei în el, dar e un ulei light. N-am simțit niciun ulei. Un ser ok, na, nu știu, din câteva folosiri nu prea am putut să-mi dau seama. Deși are 15 ml, dar nu știu, n-am nicio părere despre acest produs. Poate am uitat. Am terminat acest ulei de argan de la Bio Maroc by B.O.B. și am primit la un dat un pachet de PR de la ei și l-am terminat folosindu-l pe păr, înainte să mă spăl pe cap. Și aici am un Yves Rocher Hydra Vegetal, e un ser din ăsta hidratant, care are aloe vera. Mi se pare că ei au multe seruri din astea pentru față care au aloe vera și cam toate, sincer, sunt în aceeași zonă de hidratare, hidratează, fac fața așa mai plumped un pic, ajută crema hidratantă, dar nu a fost nimic senzațional la el. Un ser ok, nu am o părere neapărat. Aici am o cremă de ochi cu coffee, cu cafea, cu cafeină, cofeină de la Essence, pe care am terminat-o și care mi-a plăcut. Ei promiteau că dacă ai ochi așa umflați, te ajută cu treaba asta. Eu o foloseam pentru că, hei, mă macheam și o foloseam de obicei dimineața, dacă mi-amintesc bine. Am și două măști, mă rog, asta e o mască de față care a fost în regulă. Că așa arată cam așa ambalajul. A fost o față,
o mască de față ok. Iar aici am un ambalaj de la patch-uri din alea pentru zona de sub ochi cu... stai, cu ce erau? Mă rog, patch-uri din alea, știți la ce mă refer? Insta Cool Oriflame de la, din gama Optimals. Eu nu înțeleg aceste chestii, nu le înțeleg, deci nu fac sens pentru mine. Nu mi se pare că fac nicio diferență, nu știu dacă, poate hidratează pe moment doar, dar... nu știu. Îți bune doar dacă le ții la frigider și le pui sub ochi ca să ții dezumfle. Eu asta am făcut, dar nu știu, eu personal nu mi-aș cumpăra, dar am mai tot primit. Iar ultimul produs, cel despre care vă ziceam că e interesant și vreau să vă povestesc despre el, este această cremă de la Sanctuary, cred că e spa, Wet Skin Moisture Miracle. Ea, cred că e în varianta mică, cea pe care o am eu, 50 de ml. E o cremă pe care cred că am primit-o de la o urmăritoare din America, parcă mi-a trimis pachetul. Ia uitați cum s-a schimbat deodată lumina, e totul foarte rece și întunecat. Da, e o cremă pe care am desfăcut-o, am folosit-o de 2 ori, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat, am lăsat-o în dulap și am terminat-o acum recent folosind-o cum trebuie. Și vreau cu această ocazie să vă încurajez să citiți instrucțiunile, nu faceți ca mine. Eu am citit așa un pic pe, eram gen bla bla bla, whatever, nu știu ce, dar nu prea m-a interesat ce am scris, am folosit-o cum am crezut eu și nu mi s-a părut wow. Ei zic aici că trebuie să faci în felul următor, să termini să te speli, închizi apa, deci cât ești în duș, da? Aplici produsul pe corp cât ești încă în duș, încă udă, nu te-ai spălat, nu te-ai șters cu prosopul, aplici produsul întins de la, stai un minut, două, după care te usuci cu prosopul și îți continui ziua, nu mai ai nevoie de cremă de corp. Eu n-am făcut asta, eu am citit ceva aici, că se aplică pe piele când e udă, pielea în continuare și, adică când ești în duș, nu te-ai șters încă, dar n-am citit mai departe, am zis că lasă că știu eu și am folosit-o când era frig afară, am aplicat-o imediat ce mi-a ieșit din duș pe pielea umedă și am crezut că trebuie să stau așa, să aștept să se usuce. Și mi-a fost atât de frig și era atât de dubioasă senzația, Doamne, așa că am lăsat-o undeva aruncată printr-o cutie, zic, nu știu ce, crema asta nu-mi place, dar acum când am citit instrucțiunea și de fapt am căutat un video pe YouTube cum se folosește crema asta și am folosit-o, băi frate, foarte mișto a fost. Deci v-am zis, faci duș, ești încă în duș, nu te șterzi cu prosopul, aplici crema asta, o masezi pe piele, poți să o masezi cât vrei tu, oricum pielea ta fiind udă îți permite să masezi un pic mai mult dacă asta dorești, te ștergi cu prosopul și aia e. Și credeți-mă că rămâne pielea foarte faină. Nu știu dacă are crema asta ceva în ea, pentru că mama atunci când era mică mi-a spus că întotdeauna cremele hidratante se aplică, i-am povestit de cremele pentru față, se aplică în momentul în care ai fața umedă, deci te-ai spălat pe față și nu te-ai șters, aplici crema peste fața umedă ca să-ți blocheze cumva hidratarea în față, adică să se folosească crema respectivă de apa de pe față și să o bage în piele. Eu nu fac asta absolut niciodată, dar țin minte că mi-a dat mama acest sfat și mă gândesc că poate cu orice cremă de corp merge să faci chestia asta. Adică să-mi iau, nu știu, pur și simplu o loțiune de corp pe care o am în baie și să urmez acest proces, să mă șterg cu prosopul și să vedem ce se întâmplă, dacă șterg toată crema de pe mine sau dacă rămâne ceva hidratare. Uite, chiar o să fac acest test, dar produsul ăsta este foarte drăguț și mi-a plăcut. Am mai reușit să o folosesc, cred că de 3 ori după ce mi-am reamintit de ea. Și mi-a plăcut tare mult efectul și m-am zis, mamă, ce produs fain. Știu că mai erau produse de genul ăsta într-un timp, dacă vă mai amintiți, erau la modă, cred că de la Nivea apăruseră pentru prima dată, niște produse pe care, niște balsamuri de corp pe care le aplicai, dar nu mai știu dacă apalea le clăteai sau nu, cred că le clăteai, dar era o mare problemă că puteai să cazi foarte ușor în duș, pentru că totul era foarte, foarte alunecos. Dar era tocmai în ideea asta de a-ți salva timp și pentru persoanele care poate nu suportă senzația de cremă pe corp. Pentru că, într-adevăr, dacă aplici cremă și după aia te ștergi cu prosopul de apa care a rămas pe piele, ai pielea hidratată, dar nu mai ai senzația pe care o ai atunci când te dai tu cu cremă după duș și salvezi cumva și timp, așa zic ei cel puțin. Da, ăsta a fost clipul meu, mi-a mai rămas aici smoothie, foarte ciudat că se face așa, spuma asta deasupra aici, nu înțeleg. Astea au fost produsele pe care le-am terminat eu în ultimul timp. Abia aștept să le reciclez și să arunc această, mă rog, să reciclez și această sacoșă care e plină de Susan. Ce-o fi cu ea? Nu știu. Mă rog, plină. Sunt câteva bucăți de Susan, câteva Susanuri sunt în această sacoșă. Gata, vă las, vă mulțumesc mult că v-ați uitat la clipul meu și ne vedem foarte curând cu un nou clip. V-am pupat!